Slănicu să trăiască, Moldova să trăiască și Basarabia să nu tușească, ci să se reîntregească. Spunem noi, grupul Ștefan Vodă, avem nevoie doar câteva minute să mai punem microfonia la punct, cât să mai adună poporul. Îl rog pe Valeriu Pisăcarovici în frunte să dea din Bucium, să mai coboare basarabienii din Venus, le-am transmis, băi, ieșiți, fraților, nu vă chemăm la mâncare, nici la mâncare sufletească vă chemăm, nici la băutură. Am venit aici cu traistă plină cu instrumente ca să sonorizăm această sărbătoare frumoasă la Slănic, Moldova. Așa că Buciumul să sune, să se adune oastea marelui voivod aici la Slănic, Moldova. Așa că suntem bucuroși astăzi să fim aici la Slănic, Moldova, la acest mare festival, hai să-i spunem, sărbătoare mare a Portului Național. Și să știți că acest suman de pe mine a venit cu mare drag să vă-l prezint, are peste 200 de ani și să știți că a fost îmbrăcat el la Alba Iulia în 1918, bătrână de la Cernăuț, avea 62 de ani, deci tatălui a fost acolo la prezid la 62 pe jos de la Cernăuț până la Alba Iulia în acest suman. Clar că n-am plecat de la Cernăuț până când n-am achiziționat cu o sticlă de vodcă și 25 de ruble pe timpul sovieticilor și o noapte am cântat moșului în curte și am ieșit cu sumanul ăsta care îl voi pune în cuiul reîntregirii neamului care este aproape evenimentul. Așa că la luptă, frații mei, buciumurile să sune, cipoalele în flăm. Thank you.
Până la urmă se mai așează și sonorizarea. Trebuie să vă spunem cu buciumuri, cu cimpoaia a venit precum Ștefan cel Mare la Vaslui, a vins cea mai mare oaste de păgâni venită vreodată pe meleagurile noastre, datorită buciumașilor, buciumarilor și cimpoierilor. Să știți că acolo în mlaștina aceea de la podul înalt, turcii au crezut că Ștefan cel Mare chefuiește. Acolo au și pierdut. Când s-au năpusit în mlaștină, Ștefan cel Mare i-au ciuluit pe toți, la vreo 300 de mii, spune istoria. Iar noi am venit să vă cucerim sufletele, să vă răcorim, să fim alături de domnul primar. Acum a degrevat, clar că domnul Baciu, prietenul nostru al grupului Ștefan Vodă, și artiștilor, multor, multor artiști, nu vă enumăr de acolo de peste Prut, care au venit și v-au răcorit aici, ani de zile la rând, la cel mare festival, suflet de artist acolo de peste Prut. Și astăzi a venit să fim alături la portul popular. Și copzarii începeau în felul următor. Și-a venit la dumneavoastră cu mult dor și bucurie, ca să venit Moldova să ne trăiască. Da, mulți ani, mulți ani cu bine, mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani, mulți ani trăiască toată țara românească și pasada abia să plorească și să se retrăgească. Mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani, mulți ani trăiască domnul Baciu cu toată oastea, portului popular aici veniți. La mulți ani, mulți ani trăiască și cu toată oastea, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Să trăiască țara românească și să știți că n-a venit cu traista plină, cu goală, a venit cu traista plină cu instrumente vechi, dar chiar am adus și un pahar de vin chetros de șel de la Căpriana, de la mănăstirea cea mai veche Căpriana, de unde și venim grupul Ștefan Vodă. Așa că, doamna prezentatoare, vrea să ne prezinte, pe parcurs să ne prezinte. Dacă vreați să urcați cu noi, să spuneți ce ați avut, poftiți, dar dorul de frați, dorul de surori, am mânat caii din zori, de la orele 5 suntem pe cai. Și iată ne-a ajuns la Slănic. Clar că mâine mai pornim spre Oradea. Oradea, de la Oradea, două zile la acolo la băile Felix, pornim spre Botoșeni. Botoșeni ne așteaptă la Bucecea. Așa că grupul Ștefan Vodă am pornit într-un marș așa în tot spațiul românesc, să spunem lumii întregi, că daci au fost, daci mai sunt, daci încă n-au murit. Colea la Nistru, la Mărgioare. Și ca pe tipuri, hai! Și-am zis fer de iarbă deasă, dar i-a venit un dor de acasă, dar i-a venit un dor de acasă, e dorul lima. Și-am zis fer de iarbă deasă, dorul lima. Și-am zis verde iarbă deasă, i-au venit un dor de acasă, i-au venit un dor de acasă, e dorului mai. Hai băieți, sus, hai la Slănic, ne așteaptă frații, ne așteaptă. Ho, 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 ho. Eu și dorul de la tată, dorului mai. De la tată, mă! Păi de-o și dorul de la tata, să măi calul să-l fac cap, să măi calul să-l fac cap, păi dorului măi. De-o și dorul de la mumă, dorului măi. De-o și dorul de la mumă, să măi calul să-l fac sume, să măi calul să-l fac sume, dorului măi.
Bine v-am găsit, fraților, aici la Slănic Moldova. Cu neamul împreună, sus, ho, șo, șo, șo. Doșitorul de la frați, măi, dorutul lim. De la frați, mă. Păi deoșitorul de la frat, să mă-i calul să fac laps, să mă-i calul să fac laps, măi dorul urmărit, măi. La deoșitorul de surori, măi dorul urmărit, măi. Păi deoșitorul de surori, am să mă-i calul până zori, să mă-i calul până zori, măi dorul. Frații împreună, sus, ho, ho, șo, șo. Doșitorul de copii, măi, dorul, pulii, măi. Păi deoșitorul de copii, asă pun șaua, asă mâi, asă pun șaua, asă mâi, măi, dorul, pulii, măi. Doșitorul de nevastă, dorul, pulii, măi. Doșitorul de nevastă, nu las calul să mai pască, nu las calul să mai pască, ei, dorul, pulii, măi. Păi doșitorul de nevastă, lasă calul să mai pască, lasă calul să mai pască, ei, dorul, pulii, măi. A lăsat ca ei să pască și iată-ne la Oslăghi. Din grabă, nici cureaua o căzută, mai sunt forță, da? Acum suntem gata de luptă. Și să știți că vorba cântecului n-a venit aici să beau, a venit să mă mai eu, n-a venit să beau cu cană, căci venim din Căpriana, și n-a venit aici să beau, a venit din Chișinău. Grupul Ștefa Vodă, cu frații împreună, cu oastea domnului Baciu, la luptă, frații mei! Cine dorește, poate și dansa. E zi de sărbătoare. Hai, lume! Oh, 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 finii mame, iar o pisame dure. Oh, 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 finii mame, iar o pisame dure. A venit aici să beu, a venit să mă mai eu. N-a venit aici să beu, a venit din Chișinău. Hai, lume! Iar o pisamă dure, o, oh, 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 finii mame, iar o pisamă dure. N-am venit să beau cu cana, am venit să o văd pe mama. N-am venit să beau cu cana, am venit din Căpriana. Hai, lume! Iar o pisamă dure, o, oh, 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 finii mame, iar o pisamă dure. N-am venit cu reunghin, am venit doar să vă chin. N-am venit cu reunghin, am venit doar să vă chin. N-am venit aici să beau, am venit din Chișinău. N-am venit să beau cu cana, că-și venim din Căpriană. Un dac cu 5.000 de ani în urmă s-a trezit în munții Latenei aici pe la Slănic, a rupt un băț de soc, a bătut vântul în peșteră și a dat seama că vuiește acolo ieșirea fumului. Și punând un deget pe un băț de soc, așa a apărut primul instrument pe fața pământului Tilinca. Spunem noi că la început a fost sunetul,
și apoi cuvântul. Cam se mai supără pe noi prea fericiții, dar le trece, fiindcă mămicile argumentează căci copiii când se nasc plâng, dacă scot sunete, va vorbi, va cânta. Așa că la început a fost sunetul și noi nu mai cunoaștem ce ultrasunete, că l-avem pe domnul Ale Cureniță să ne spună cum comunică balenele și delfinii. Nu cunoaștem. Bine că nu mai auzim ce vorbesc aceste altă lume de pe planetă. Telinca, primul instrument pe fața pământului, vedeți tot în numele femeilor, dacii au pus acest instrument. Și o tilincă cântau strămoșii noștri și să știți că aceste instrumente vechi la care o să vă cânt în acest spectacol, să știți că le-am furat, am furat cât am putut la Institutul de Arte pe vremuri și l-am aici pe domnul profesor Alexandru Jolankovski, profesor de filozofie, poate să spună că am terminat la regii și aveam timp și fluieram la un fluier care mi l-a dăruit la Tălâncuța, primul simbol, deci primele tălenci de la Andrei Tămălzăcaru. Și iată-ne așa, pe la Institutul de Arte cântam, în repausuri peste tot, nu învățam domn profesor filozofie, dar poate cântam cât am putut. Și o să vă cânt la toate instrumentele astăzi, fiindcă v-am prins aici la Slănic. Oricum și la filozofie m-am descurcat. Nu știu, era limba rusă, știu cu comunismul științific, era limba rusă. Și foarte greu. Așa că avem multe a vă spune, dar venim în continuare cu cântece de dragoste, un mănânc de cântece de dragoste, cele mai frumoase din spațiul românesc. Și vreau să vă spun că o invităm aici la microfon pe Copzărița, am adus-o pe Viorica Cibotaru, care un salut o să o facă cu Copza. Eu pe doi
doina mea plătesc de bir și de boieresc și de pe acest ogor când eu doinele cu dor doina când doina suspin și cu doina mă mai țin. Ascultând asemenea doinei acel dac viu călare pe cal, spunea frunză verde lin pe lin, tu străină, eu străină, tu străină, eu străin, hai în codri să trăim și la slănic să ne mai întâlnim. Și cântecele de dragoste care au sonorizat cele mai frumoase evenimente. Slănic! Ho, ho, ho! La frunză verde, lin pe lin, hai, lu-du-du-du-du-du! Așa, tu străină, eu străin, hai, lu-du-du-du-du-du! Băi, hai, în codri să trăim, hai! E lupi, du-du-du-du-du! Băi, cam în doi ne-i potrișim, hai! E lupi, du-du-du-du-du! Băi, hai, în codri să trăim! Cine-o fac și-o vor de ieși, hai, lu-du-du-du-du-du-du! Hai! Din crenguță-i de șileși, hai, lu-du-du-du-du-du-du! Hai, seara când vom adormi, măi, de lu-du-i, lu-du-du-du-du! Hai, chinte ce vom auzi, măi, de lu-du-i, lu-du-du-du-du! Hai, seara când vom adormi, măi! Hai, chinte ce vom auzi, măi! Cele-i hai vâcești, hai lu-du-du-du-du-du-du! Hai! Din pricotrii românești, hai lu-du-du-du-du-du-du! Că tot una s-a tuncat, băi, e lu-du-i, du-du-du-du-du! Băi, cu boierii nu mă împac, băi, e lu-du-i, du-du-du-du-du! Băi, că tot una s-a tuncat, băi! Hai și iar verde, lin pe lin, hai, lu-du-du-du-du-du! Așa, băi! Eu străin și tu străin, hai, lu-du-du-du-du-du! Hai, în codri să trăi, băi, e lu-du-i, du-du-du-du-du! Băi, cam în doi ne-i potriși, băi, e lu-du-i, du-du-du-du-du! Băi, hai, în codri să trăi, băi, du-du-du-du-du! Băi, am un doi să ne iubim, băi! Vedeți cât de frumos și simplu cântau strămoșii noștri și ne-o face un bordeș din crenguță de cireș. Își doreau strămoșii noștri că seara când vom adormi cântece vom auzi, iar cântecul cu acest cântec cu lin pe lin am luat potcoava de aur, dar cu acest cântec care vine în continuare, de la care am și început, care ne-a lansat acum la Podul de Flori, atunci în 91, îl cânta tot spațiul românesc. Bordeaș cu șavale, tu mă faci să vin călare. Mândruțo cu ochii mici, tu mă faci să vin pe aici. Hai, frate! Abordeias com o chamali, ei tu me faz sair calari.
Hai burtei, hei, 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 bordeiași, bordei, bordei, măi. Cu toții, măi. Hai burtei, hei, hei, bordeiași, bordei, bordei, măi. Hai, Veronica! Bordeiaș cu ușa-n dos, măi, când vă fac să vin pe jos, măi. Da, bordeiaș cu ușa-n dos, măi, când vă fac să vin pe jos, măi. La slănic, hai bordei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Cu toții, măi, hai bordei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Mândruțo cu buze dulci, măi, tu mă faci să vii pe aici, măi. Da, mândruțo cu ochii niși, măi, ei, tu mă faci să vii pe aici, măi. Hai, burtei, hei, bordeiași, bordei, bordei, măi. Cu toții, măi. Hai, burtei, hei, bordeiași, bordei, bordei, măi. Bordeiaș cu ușa-n drum, măi, ei, tu mă faci să vin nebun, măi. Da, bordeiaș cu ușa-n drum, măi, ei, tu mă faci să vin nebun, măi. Hai, bordei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Cu toții, măi. Hai, bordei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Încă o dată, măi. Hai, bordei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Hai, bordei, bordeiaș, bordei, bordei, măi. Un cântec cu care trebuie să avem 4 potcoave. Luăm o pauză. Deci mai luăm o pauză, mai cântăm cât pentru noi s-a vrut doar un cântec frumos de dragoste, să chem blocul de dragoste, dacă ne permiteți. Acel haiduc călare care venea la bordeiu, care prima noțiune de casă era bordeiul, spunea: Viorică, cu ochii mici, tu mă faci să vin pe aici, da? Mărică, unde te duci? În Catrință și în... Viorică, unde te duci? În Catrință și în Papuși. Așa, sprinte-ne ușoară, parcă ești o căprioară. A, vedeți cum le asemănau? E clar, fiecare popor cu noi, Miorița, Căprioara, indienii cu Văcuța, cu fiecare popor are animalul lui preferat. Hai! Catrință și Papuș, așa sprinte-ne ușoară, parcă ești o căprioară. Mă duc pa de la izvor să beau apă din ulcior, să mă spăl să știu mai mai și drăguță la fără. Lasă-l mic la izvoare, hop, hop, șo-șo, hop. La Viorică o vestuire, dă-te-n dragoste cu mine, nu mai sta tu supărată, vin să te sărut odată! Nu mai pune-ți pofta-n cui, că eu nici n-au ce spui, du-te-n treaba dumii tale, că m-așteaptă Gheorghe Mare! Hai din lucă, să stai râșchitor și furcă. Mărinucă, hai din lucă, să stai râșchitor și furcă. Pentru badea râșchitor, să-i dau gura de trei ori. Pentru badea furculeț, să-i dau de trei ori. Luriță! Hopșou! Badea-l tău cu pălării, nu faci și paralomie,
dar eu mă port cu surduc și de doruț mă usuc, mă! Poți și și domnitor, că eu după Gheorghe mor. Poți și și domnitor, că eu după Gheorghe mor. De truba de arâșchitor să-i dau curat în grior. De truba de furculiță să-i dau curat. De ce își dorea acel haiduc, dacă apă de la Slănic Moldova și din Guriță, nu așa, din izvor. De ce își dorea, nu știu, mai avem cântece foarte frumoase, dar mai revenim în scenă, că mai este aici rânduiala. Așa că salutul a fost cântece din folclorul nostru, cel mai dragi neamului nostru, și mai revenim în scenă. Slănic Moldova în frunte cu domnul Gigi Baciu și Asociația Mugurași Agășeni. Vă urăm bun venit la Slănic Moldova și să le mulțumim călduros acestor inimoși patrioți care încă ne mai dau niște lecții de istorie, din care noi românii, sincer, suntem un pic cam repetenți. Noi ne înclinăm în fața dumneavoastră. Avem multe de învățat. Și mulțumim că participă alături de noi la cea de-a treia gală a Portului Popular Românesc. Aceasta a fost organizată și în anii precedenți împreună cu Primăria Slănic Moldova. Aici au venit coregrafi din toată țara. Aici am adus Călușul din Oltenia. Aici am adus dansatori și profesori, inclusiv de la Chișinău. Au fost niște momente emoționante în care am reușit să învățăm copiii și tinerii din județul Bacău dansuri specifice tuturor zonelor din România și din Republica Moldova. Am avut alături de noi pe domnii profesori Isaac Ștefan și domnul Constantin Șchiopu de la Academia de Arte și Muzică din Chișinău și, bineînțeles, profesori renumiți de coregrafie și interpreți din toată România. Alături de mine aș vrea să invit pe domnul primar Gigi Baciu și pe reprezentanții revistelor România Pitorească și Natura, a căror zi o sărbătorim astăzi. Și totodată aș vrea să vă spun că mâine, alături de dumneavoastră, dacă ne îngăduiți, vom desfășura un program folcloric tradițional Văii Noastre. Cântece, dansuri și port specific Văii Muntelui. Vă mulțumim și vă invit alături de noi. Poftiți! Bine ați venit la Slănic Moldova! Să rămână doamna profesoară, Cati, rămâi lângă noi aici. Bună ziua, bună seara deja! Mă bucur tare mult că se întâmplă acest eveniment, este a treia ediție. În seara aceasta, practic, noi aveam organizat pentru sâmbătă și duminică inițial, dar în seara aceasta am profitat de tranzitul acestui ansamblu Ștefan Vodă, care vine cu sufletul românesc. Și pentru că trece pe aici, nu poate să nu oprească la Slănic Moldova să facă un popas. Da, este a treia ediție. Mă bucur pentru că sunt evenimente care an de an se repetă. Avem Festivalul de Obiceiuri și Tradiții Basarabeni. Este la a șasea ediție anul acesta. Avem de 7 ani colaborare. Un an nu am ținut festivalul pentru că a fost pandemia, dar anul acesta se va ține de zile în perioada zilor Slănicului. Mulțumesc ansamblu Ștefan Vodă, mulțumesc Asociației Suflet de Artist, care este condusă de doamna Claudia Nestor de la Strășeni, de asemenea ca și dumnealor. Mulțumesc domnului Ion Plisecaru, care este vicepreședintele, de altfel care a fost inițiatorul acestui festival, să aducă frații noștri din Basarabia obiceiurile dumnealor și să le prezinte aici. Mă bucur tare mult, anul acesta vreau să vă spun foarte pe scurt, avem peste 70 de evenimente în Slănic Moldova și peste 50 de evenimente se desfășoară în Parcul Central. Avem 10 colective de fanfară, avem multe atracții. Vrem ca dumneavoastră, turiștii și, bineînțeles, cetățenii din Slănic Moldova să se bucure de această zonă, să creștem atractivitatea turistică. Revenind la tema zilei, mulțumesc doamnei Cati Rață din nou. Mâine seară vă invităm la aceeași oră, la 17, pentru că dumneavoastră o să vină împreună cu ansamblul Mugurași și Agășeni și cu copiluți de-ai noștri din Cireșoaia, ansamblul Cireșica, nu numai din Cireșoaia, sunt și din Cerdac și chiar și din Slănic, și încercăm și noi să promovăm valorile noastre. Mâine seară o să fie un concert mai tineresc, așa să spunem, cu copii și tineri.
Mulțumesc doamnei Aliona pentru că ne prezintă aceste costume populare. Vă invit după spectacol să le vedeți, pentru că sunt de ale noastre și să încercăm să, pe lângă tricolor pe care îl purtăm în suflet, să purtăm și un obiect tradițional de-al nostru, ca să se simte că suntem români. Mulțumesc și echipei mele din primărie, și Cristi și doamna Ionica, care sunt suporterii noștri aici. Acum aș vrea să prezint, anul trecut am fost la evenimentul de decernare a unor premii a revistei România Pitorească. Atunci l-am cunoscut pe domnul vicepreședinte, înțeleg că sunteți vicepreședinte, să vă prezentați dumneavoastră, președinte, mă scuzați, al acestei reviste extraordinare, România Pitorească, și am creat o conexiune care acum s-a materializat prin acest moment. O să vă prezinte dumneavoastră mai multe. Vreau să-i mulțumesc prietenul meu, domnul Alexandru Jolotkovski, care vine tocmai de la Chișinău, de fapt de la Stăuceni, așa, ca să știm baștina, și împreună cu domnul Reiniță, care coordonează de peste 30 de ani revista Natura. Vreau să vă dezvălui un secret, deja am pus bazele unei colaborări, așa zicem, tripartite, nu? Între revista Natura, România Pitorească și Primăria Sănii Moldova, pentru că și noi avem un proiect foarte frumos de arii protejată și natura și orice acțiune de mediu nu cred că este mai potrivită decât să desfășoare la Sănii Moldova. Deja anul trecut am declarat Sănii Moldova ca și forum de întâlnire între București și Chișinău, și forumul pentru mediu va fi, l-am lansat astăzi la întâlnirea pe care am avut-o la primărie, dar o să fie un eveniment în care vom promova resursele terapeutice și mediul în general, și trebuie să fim cât se poate de atenți să păstrăm măcar, dacă nu să îmbunătățim condițiile de mediu. M-am lungit cam mult, nu știu în ce ordine, o să-i dau musafirul. Dumneavoastră primul, gata. Ați făcut semn către dânsul. Da, este musafirul nostru de peste Prut. Prutul ne desparte, Slănii Moldova ne unește. Așa s-a intitulat evenimentul nostru. Vă rog, domnul Reiniță. Mulțumesc, Hristos a înviat. Dragi români, suntem cu emoțiile firești. Tudor Ungureanu ne-a răscolit mai multe amintiri, fiindcă acest cobzar pe care l-ați văzut în anii 88-89, el când trecea pe strada centrală a Chișinăului, noi îl identificam cu un tricolor. El pentru noi era parte din crezul nostru că o să învingem, și noi am câștigat și limba română și alfabetul latin și tricolorul, fiindcă am avut așa oameni ca Tudor Ungureanu și toată generația noastră, care atunci era cu 40 de ani mai tânăr. Vreau să vă spun că noi din 6 mai 1990, în ziua Podului de Flori, am lansat revista națională Natura. Natura a apărut dintr-o dragoste mare față de Moldova, față de România, față de tot neamul românesc. Noi care reușisem atunci să spargem în câteva locuri zidul închisorii, noi priveam spre Prut ca un râu intern pe care o să trebuiască să-i aruncăm sârma ghimpată. Pentru noi România a fost un altar, a fost o credință, a fost tot ceea ce își dorea mai mult Basarabia în acele zile. A fost dorul nostru de 50 de ani față de țara în care n-am avut voie să intrăm. Puteai să te duci până la Kamchatka, puteai să te duci oriunde, dar nu puteai să treci Prutul de 20-30 de metri. A fost o nenorocire și noi am dorit ca niciodată și nimănui să nu îi se mai întâmple asemenea nenorocire. Astea au fost câteva cuvinte spuse, fiindcă m-a răscolit colegul meu Tudor Ungureanu și am văzut filmul acelor zile prin care noi am reușit să spunem ferm că vrem acasă,
iar casa noastră este România. Revista Natura, din ziua podului de flori și până astăzi, nu face altceva decât să deschidă la peste 30.000 de basarabeni să le bată la poartă, la ușă, în fereastră și să le spună mici adevăruri. Adevărurile toate sunt în genere simple, nu-i nimic complicat și aceste adevăruri nu pot fi ascunse, fie că se dictează de la Moscova sau se dictează din altă parte. Noi, românii basarabeni, și vă spun cu toată sinceritatea, niciodată nu ne-am cerut voie de la nimeni ca să ne iubim neamul, țara, și am spus-o și atunci și o spunem și acum, indiferent că țara noastră, România, este singurul loc de pe planetă unde noi cu toții trebuie să ne simțim bine și noi la fel cu toții trebuie să contribuim ca acest loc de rai pe care ne l-a dat Dumnezeu de la Nistru până dincolo de Tisa, dincolo de Dunăre, să fie parte din viața noastră, parte din cei care vin după noi și parte din România eternă. De aceea noi am trecut prutul, azi avem peste 400 de cititori aici în țară, avem la Cluj, în Ardeal, 200 și 200 de la București care se distribuie, dar așa cum mi-amintesc, în 1990, după ce am trecut prutul, parola, de fapt, a basarabenilor era Slănic Moldova. De ce era Slănic Moldova? Fiindcă abia se deschisese primele poteci încoace spre țară și toți au dat năvală. Cei care sunt de aici, de pe loc, din Slănic Moldova, cred că își amintesc că noi veneam ca un fel de caravane încoace. Parcă eram scăpați nu știu de unde și acest Slănic Moldova pentru noi este o emblemă și noi am rămas uimiți de această frumusețe, de acest rai. Și cred că această legătură peste 3 decenii cu Slănic Moldova este legată tot de acest sentiment a frumuseții, acest sentiment că nu există o țară mai frumoasă decât România. Slănic Moldova este icoana Moldovei noastre. Moldova înseamnă România, să nu se facă niciun fel de speculații în jurul acestui cuvânt. Moldovenii să nu se facă nicio speculație, sunt români înaintea multor, multor alții care azi încearcă să ne dea lecții de istorie. Noi știm foarte bine ADN-ul nostru, noi știm foarte bine care-i țara noastră, știm foarte bine ce a însemnat Nistru și cunoaștem la fel cum spunea și Tudor Ungureanu, cetățele noastre toate stau pe Nistru și știm de ce stau acolo. Și ele acolo o să rămână, fiindcă ele sunt bornele de hotar ale neamului românesc. Eu vă mulțumesc pentru ocazia că am avut posibilitate să vin în această zi, uitați-vă ce e de frumoasă și de plăcută. Oamenii vin aici ca să vadă un lucru frumos și cred că și să-l perpetueze mai departe. România toată ar trebui să arate ca partea aceasta de Slănic Moldova. Și când o să aveți posibilitate și dumneavoastră, așa cum veneam noi în 1990 încoace cu caravanele, domnul primar, veniți și dumneavoastră de la Slănic Moldova, din Bacău, din Moldova noastră istorică, din toată România, să vedeți cât e de frumos Nistru, să vedeți cealaltă parte a României care, la fel, este una dintre, hai să zic eu, din durerile noastre pe care împreună, construind, dezvoltând, să o facem ca țara să fie întreagă. Nu există nimic mai frumos decât un neam întregit, o țară întregită, fiindcă aceste lucruri îți dau putere, îți dau credință și la sigur că ai, cum să zic, încrederea că nepoții, strănepoții tăi au să fie acasă, au să fie pe pământul lor, o să fie în țara lor. Și aceasta este foarte important și ascultați-ne pe noi care am fost înstrăinați de țară, că aceste lucruri sunt foarte importante. Vă mulțumesc, domnul primar!
Mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați. Când aveți posibilitate, am adus aici împreună cu colegii mei, am uitat de colegul, cer scuze, profesorul și viceministru a mediului în perioada noastră, când eram ceva mai tineri, Alexandru Jolunkovski cu soția Efimia. Colega mea de la revista Natura, pe care o facem de 34 de ani, Parascovia Mămăligă, și totodată prima mea soție, și la fel sunt foarte bucuros că din, după 1990 am posibilitatea să văd Slănicu și să trăiesc aceleași sentimente, aceleași bucurii. Și am senzația că dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă raiul pe pământ, cred că aș rosti două cuvinte: Slănic, Moldova și Nistru. Deci vă mulțumesc. Mulțumim frumos, domnul Reinițe. Vă rog, domnul președinte. Hristos a înviat. O să-mi cer iertare, am o infecție respiratorie foarte rebelă și am probleme cu respirația, cu vorbitul, dar n-am venit ca să mă plâng. Am venit ca să mă bucur și să fiu așa foarte aproape de Slănic, Moldova, pe care îl cunosc încă din anii 80. Am venit și am... Deci lucrez la România Pitorească din 1980. E revist, cei mai în vârstă sau oamenii mai de seama noastră așa ca etate o cunosc. Era practic singura publicație de turism din România și pe lângă revista în limba română scoteam ediții în engleză, franceză, germană și chiar și rusă până în 1982. După aceea Rusia a fost nu comentez mai departe. Deci pe la începutul anilor 1980 am venit la Slănic, Moldova. După aceea am fost împreună cu, tocmai l-am comemorat pe Mihai Creangă, foarte bun coleg și prieten din grupul România, dacă vă amintiți, care au încercat să, România Liberă, care au încercat să scoată un ziar anticomunist. Și am venit la începutul anilor 90 cu Mihai, cu actrița Rada Istrate, care își amintește de ea, Dumnezeu să o ierte, cu Bobiță, adică Șerban Creangă, regizorul multor filme, fratele lui Mihai, și un foarte bun regizor, Nicolae Luca, și am făcut un film documentar atunci despre Slănic. Eram plin de încredere la începutul anilor 90, trăgeam mare speranță, fiind convins, umblând sincer destul de mult prin lume, că dacă promovarea nu e, nimic nu e. Deci nu mai trăim vremurile când calul bun se vindea din grajd. Nu. Trebuie să întoarcem fața spre lucrurile de esență, spre lucrurile adevărate, să ne corectăm unde este cazul, să nu aplicăm politica pisicii. Și vă spun asta, pe mine mă încântă pur și simplu ce am văzut acum la Slănic. Și e distanță de vreo 4-5 ani am mai fost, că vă spun imediat, n-ar vrea să vă plictisesc. Am venit cu trenul de la București, m-am înspăimântat, nu-i prima dată, m-am înspăimântat ce reclamă nefericită poate să facă calea ferată care cândva reprezenta un etalon în Europa. N-are rost să intru în detalii, că e o realitate pe care o trăim și într-o oarecare măsură suntem cu toții responsabili. Nu trebuie să dăm vină că nu știu cine n-a făcut, nu. Haideți să facem, când ieși din
casă, ai grijă să nu arunci în ogradă gunoiul sau alte minuni de felul ăsta, adică responsabilitatea este singura cale de a ne reveni, totuși, cât de cât într-o igienă socială, normală și să nu mai... Bun, n-am venit să vă țin lecții, îmi cer scuze, dar bucuria totdeauna când este frumoasă, când este cu măsură, că ne întristăm după aceea prea mult. Deci reprezint în același timp nu numai România Pitorească, sunt proprietarul revistei, am cumpărat-o, sunt proprietarul revistei, dar reprezint și o asociație, Asociația Ziariștilor și Scriitorilor de Turism din România. Este una dintre cele mai vechi asociații non-profit din România. Noi organizăm anual, deci în acest an, în luna mai, împlinim 66 de ani de la înființare. Anual organizăm o gală a premiilor asociației noastre. Anul trecut, printre cei premiați, a fost și domnul Baciu, am venit cu diploma, se aduc. Aici scrie premiul Primăria și Ospeția. Sunt singurile formule posibile pentru bunăstarea localității, mai ales vorbind despre o stațiune balneoclimaterică. Alecu, prietenul, bunul meu prieten, frate, pot să-i spun, Alecu Reniță, este vicepreședinte al acestei asociații și România Pitorească alături de natura, noi colaborăm din 1994, cred. 30 de ani. El publicând, având în permanență texte în revista România Pitorească, iar eu la rândul publicând în revista Natura, văzând și Nistru, văzând toate cetățile, văzând și Bucovina, văzând toți românii din jurul României și asta, ăsta este îndemnul meu. Înainte de a pleca în străinătate, haideți să ne cunoaștem țara, haideți să mergem la Chișinău, să mergem la Cetatea Albă, la Cernăuți, dincolo, în Transcarpatia, la Slatina sau la Apșa și așa mai departe. Adică, în general, am întâlnit străini care cunosc mai bine România decât unii oameni de astăzi de la noi. Știu mai bine ce e în Bulgaria, în Grecia și prin alte părți. Trebuie să ne recăpătăm puțin, să ne creăm o atitudine normală. Bun. Nu știu ce ar trebui să vă mai spun, e destul, e destul și v-am plictisit. Dați-mi voie numai atât. Să-i mânez domnului primar diploma și am început asta fiindcă săptămâna viitoare în Panciu, în orașul Panciu, va fi gala pentru acest an. Și dacă domnul Baciu poate face un mic ocol la Panciu pe 25 mai, ne va bucura foarte, foarte mult. Cât Mihai mânează, vreau să spun că împreună cu colegii mei, azi plimbându-ne prin Slănic Moldova, și văzând atâta frumusețe, curățenie și exemplu, am convenit ca domnului Baciu să-i conferim un titlu de onoare. Noi avem titlul de onoare a revistei Natura și doriți sau nu doriți o să fiți în galeria celor cel mult 5 oameni care au contribuții reale pentru ca țara să fie curată și frumoasă. Da, mulțumesc, o onoare. N-am crezut că o dureze așa mult, îmi cer scuze, vine muzica imediat. Eu vă ofer o enciclopedie a Slănicului Moldovei, alături de, vă rog să o primiți, așa, alături de
de niște materiale de promovare de asemenea și vă promit aici că este doar un început, pentru că ne dorim să adunăm pe o platformă așa puternică și să ducem mai departe, pentru că dumneavoastră sunteți grei din zona aceasta de mediu și nu numai, de turism, și noi vrem să conștientizăm că numai construind pe fundația pe care am moștenit-o vom reuși să facem mai mult și mai bine. Sănătate și toate cele bune, vă așteptăm și mâine seară la spectacol. Mă rog. Doar atât vreau să vă mai spun, că și eu sunt român moldovean de la Vaslui, de Baștină. Și nu vă este rușine să fiți moldovean, nu? Domnul Tudor, primăria Sănic Moldova a făcut casă nu doar pentru moldovenii de peste Prut, ci a făcut casă multor competențe care cu greu mai sunt adunate. Adică nu vorbim doar despre un folclor autentic, ci vorbim și de sprijinirea și de promovarea tinerelor talente, a culturii, a literaturii, tot felul de concursuri și tot felul de simpozioane. Acum și că ne întâlnim și pentru Ion Creangă, ne-am întâlnit și pentru Mihai Eminescu, așa că avem cu adevărat ce să vedem și ce să cultivăm aici la Sănic Moldova. Acum o să invit alături de mine niște copiluți foarte simpatici și care au multe emoții. Vă rog tare mult, haideți să-l încurajăm cu aplauze. Uite, ia uite ce frumos te-a întâmpinat, domnul. Pentru tine se cântă. Îi urăm succes, este de aici, din Cireșoaia. Bună seara! Și Hristos a înviat. Pe mine mă cheamă Timea și o să cânt câteva piese pentru dumneavoastră. Nouă mai frunzuliță, dacă ninge, dacă plouă, eu am bundiță. Mă mândresc ca mula lumișoară-n bundiță. Am făcut-o eu anume pentru bădița și de-o să-i placă tare bundița nouă. Mi-o da o sărutare, poate și două. La horă, că și maică-sia place să-i fiu eu noră. În bundița asta mică și cu broboane, mă gândeam ca nevestui ca frumos în șoane. Bundița mea e nouă și ghinipai, uite ni pe-am în două gătiti tari. Oriunde te-ai învățit, măi, dar până-i lumea dă măi, da la la la. Și când iau oile mele, când îmi sunt ploua cu ele, la la la. Faină-i numele mărie, mi l-au pus mama și-o mie. Și când era mai micuță, îmi zicea și măiuță. Dată păstă, băie, dai, da-la-la-la. Și la noi în sat să știe, păi la tată ca să-i mărie, da-la-la. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca-i lunca, ea mai vede, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. Fie
moldovenesc, te-aș iubi, dar nu-mi desnesc, măi. Lunca, lunca, iaba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. La luptă, frate, buciumul să sune și cavalele. Cântați și slăviți pe Domnul din cavale, lăute și chimbale. În psalmul lui David este scris. Val și o tobă câteva strămoșii noștri aici la slădică Munții Latenii și să știți că ne mândrim că suntem nepoții dacilor, getodacilor, așa, care ăsta e, copză mai încet ăsta. Deci venim cu niște cântece care ne-a însoțit pe baricade. Știm că e folclor, avem de cântat 3 zile și 3 nopți. Dar am vrea să cântăm memoria celor mai cântați scritori ai secolului 20, basarabenii noștri, Grigore Vierul și Adrian Păunescu. Deci, acolo din ceruri ne privesc acum, memoriam tuturor celor care n-au ajuns să mai vadă jos hotarul de pe prut. Ion și Doina Alda Teodorovici, Nicolae Davija, răpus de covițul ăsta care a venit pe capul nostru și mulți, mulți alți mari martiri ai neamului. Am vrea ca un minut de reculegere. Reaprindeți candila în căscioare, lângă busuiocul cel mereu, degerat la mâini și la picioare,
se-i întoarce acasă Dumnezeu. Doamne, cel din slăvile creștine, ce păcate oare ai săvârșit? Că te-au dus acolo și pe tine în Siberii fără de sfârșit. Doamne, cel din slăvile creștine, ce păcate oare ai săvârșit? Că te-au dus acolo și pe tine în Siberii fără de sfârșit. Poatele ierți, Doamne de sus, cum plânteță măreață, chiar și pe cei care te-au dus în Siberii de gheață. Poatele ierți, Doamne de sus, cu blândețe măreață, chiar și pe cei care te-au dus în Siberii de gheață. Să trăim și să-i pomenim. Acolo din cerul ne aud astăzi, suntem la slăvită. Și acel mare trubadur al neamului spunea că și-a venit să te salut, fratele meu de peste Prut, aici l-a slănit cu toată oastea. Și am venit să te salut, fratele meu de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu de peste Prut. Bună ziua, frate, frățioare! Eu sunt cel ce poartă ți-a bătut. Să te întreb ce te mai doare, am venit de dincolo de Prut. Ce mai faci și care-i calea, frate? Cine a mai murit dintre cei dragi? Să fim despărțiți nu se mai poate, hai să punem granița în mesaj. Să fim despărțiți nu se mai poate, hai să punem granița în mesaj. Hai, frații mei, cu toată oastea. Și am venit să te salut, fratele meu, pe peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Îi mai zice o strofă că e foarte frumos versul, cu mesaj puternic. Ce n-ar fi aceeași e mama? Ce n-ar fi, aceiași suntem noi. Ține minte, frate, ține seama, neamul nostru e în amândoi. Tu deschide poartă și fereastră, t-am venit cum am putut veni. Ca să spun că azi e ziua noastră și că va mai fi, va fi, va fi. Ca să spun că azi e ziua portului popular și tradițiilor naționale românești. Și că va mai fi, va fi, va fi. Și cu toată oastea, frații mei, și am venit să te salut, fratele meu, pe peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut.
toată lumea. Și am venit, fratele meu, de la Slălin. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Trăiască România mare în vechile hotare. Trăiască, trăiască Moldova, Ardealul și țara românească și Basarabia, să nu tușească și să nu joace de atâta cu statalitatea, ci să se reîntrăgească, frații mei. Le-am spus-o de la 90, am obosit pe baricade cu fratele Alecu Răniță și cu mulți alți patrioți care au mai rămas. Să știți că au plecat mulți la Domnul, dar le-o spunem, nu poate să existe niciun stat cu un PIB de jumate de PIB-ul Buzăului. Vă dați seama ce stat puternic suntem noi, dar nici a patra parte, mi se pare. Așa că mai venim doar cu două cântece, cele care mai cântate pentru domn primar, care a ținut flacăra aprinsă aici la Slănic și cu toată oastea. Taică-l meu în primărie avea dreptul ca să intre cu căciul la cap. Obicei vechi pămoșie de la moșii și strămoșii noștri vechi lăsat. Dar cum căciulele pe frunte stemne vea curca o munte in corbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și-o pot cum se purta că eu bicei din Daci lăsat. Hai lume! Căciula pe-o ureche și acasă și la munte și la oi. Păi după datina străveche, moștinită și păstrată și pe la noi. Dar cu căciulele pe frunte semne vea curca un munte in corbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și-o port cum se purta că eu de cei din Daci lăsat, bă! Hai să ne cu sus! Ha, șo, 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 șo. Aci nu crede să se ducă la columnă să se uite și-o vedea. Păi sabia din covoiate arcul, scutul și căciula, orice dac le-avea. Dar cu căciulele pe frunte stemne vea curca un munte in corbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și-o port cum se purta că eu bicei din Daci lăsat cu toată lumea. Păi cu căciulele pe frunte stemne vea curca un munte in corbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și-o port cum se purta că eu bicei din Daci lăsat, ho, șa! Obicei din Daci lăsat aici la Slănic Moldova și am mai scurtat din strofe, mai scos că timpul ne mulți de dumneavoastră vă așteaptă la masa culea, dar mai venim cu doar un cântec cel mai cântat în spațiul românesc, cules de Grigorile și acolo peste Prut, la noi, la Chișinău, de la Nina Irmurache, soacra lui Maria Stoianu. S-a dus cucul de pe aici. Cântă cucul Batălvina de răsună în Bucovina. Basarabii plai cu flori unde sunt ai tăi feciori. A spus, nea Grigorie, dar n-ai putut să pui un cuvânt despre Basarabia, că e mai mare Basarabia decât Bucovina. Iar noi venim cu toate astea. Cu Viorica Ciubotaru. Dar două, trei strofe cu toate astea. Cine știe cu noi? Dacă de cucul Batălvina e răsună Bucovina. Păi câte cucul Batălvina e răsună Bucovina. Dinte cucul Ion Reduț e s-aude cereuț, măi. Aki te cucul moșilău meu de s-aude Chișinău de rost. Hai lume!
cu covine, trai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi. Păi Basarabie, trai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi. Au fost dușini alte țară, dar se tot la primă vară. Au fost dușini alte țară, dar se tot la primă vară. Hai acasă! Vă așteaptă frații, părinții, țara ne așteaptă. Bucovine, suflet mare, ai grijă de-a noastră, mamă. Păi Basarabie, suflet mare, ai grijă de-a noastră, mamă. Înapoi când vor veni, tot pe tine te-o iubi, măi. Înapoi când vor veni, dar tot pe tine te-o iubi, mă. Hai, frații mei! Ai și o core cu toate astea. Hai de mâine aici la Slănic Moldova. Sus Basarabenii. Acolo în spate. Ho, 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 ho. La munților cu creastă rară, nu lăsași straja să beară. Păi munților cu creastă rară, nu lăsați straja să beară. Păi dacă pere straja voastră, va peri și țara noastră. Păi dacă pere straja voastră, mă, va peri și țara noastră. Țara nu va peri atâta timp cât aici la Slănic Moldova. Avem străjeri, luptători ai neamului nostru și încheiere doar două strofe. Câte doi, câte doi, hai la hora noastră, câte doi, câte doi Slănic. Să ne trăiască și sperăm că cu domnul Bace o să ne mai vedem și după marile tulburări, zumzeie, știubiele în țara românească, să aleg reginele, să aleg toți, dar se vor așeza și vom continua să refacem România Mare. În vechile hotare suntem dacii din Carpați, jos hotarul dintre frați, spunem noi, grupul Ștefan Vodă. La frații mei și vă rugăm la o coare cu toate oastea. Sus! Ho! Șo! Aici lângă scenă, cine dorește? Ho! Sus! Ho! 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 Șo! 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 Hai, bau! În calțări de lină și cu căciun pe cap, noi nu știam ce frigul la vreme de iernat. Cu încălțări de lină și cu căciun pe cap, noi nu știam ce frigul la vreme de iernat. Hai, câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai măieți s-o faci și roate neamul să trăiască. La câte doi, câte doi, la cora românească, hai băieți s-o faci și Slănic să ne trăiască, mă! Ho, 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 hai lume, ho, aici, ca la Slănic, hai fetele frumoasele, ho, șo, șo, gust de mâncare, ho, șo. Mi-aduc aminte, naiba, să uit nimic nu pot, cu ea furat și oaia, cu mel bolnav cu tot. Mi-aduc aminte, naiba, să uit nimic nu pot, cu ea mâncat și oaia, cu mel bolnav cu tot. Hei, câte doi, câte doi, hai la cura noastră, hai băieți să faci și roate, neamul să trăiască. La câte doi, câte doi, la hora românească, hai băieți să faci și Slănic să ne trăiască! Ho! Sus! Ho! Ho! Șo! Șo! Ia chiuială! Să s-audă la Chișinău! Ho! Șo! Ho! Șo! Hai, Moldova! Era întreaga lume cu noi în adăpost și la fel de tivoaie mâncarea noastră a fost. Era întreaga lume cu noi în adăpost și la fel de tivoaie mâncarea noastră a fost. Hei, câte doi, câte doi, hai la cura noastră, hai mai să faci și roate neamul să trăiască. La câte doi, câte doi, la hora românească,
Hai băieți, să faci și roate, nu să trăiesc, mă! Ho! Show! Lumea lume, e sat pe dor mereu, ca așa sunt moldovenii, lăsați de Dumnezeu. De când e lumea lume, e sat pe dor mereu, ca așa sunt toți românii, lăsați de Dumnezeu. Hai, câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți, o faci și roate, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, la hora românească, hai băieți, o faci și roate, neamul să trăiască. Toată lumea! Da, câte doi, câte doi, hai la fără noastră, hai băieți, o faci și roate, baciu să trăiască, mă! Câte doi, câte doi, la fără românească, hai băieți, o faci și roate, neamul să trăiască! Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți să-mi, mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți să-mi. Toată lumea! Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, da, mulți să trăiți la mulți ani! Vă rog, mulțumim frumos! Grupul Ștefa, vă doi pași la lumină să ne vadă! Barbu Lăutaru! Barbu Lăutaru! Mulțumim frumos! Trăiască România mare!